Criticile aduse de prim vicepreședintele PNL, eurodeputatul Rareș Bogdan, activității ministrului de externe Bogdan Aurescu, ar fi trebuit să fie discutate în forurile interne din partid și nu în spațiul public, a declarat la Siret secretarul general al PNL, Lucian Bode. Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim vicepreședinte PNL, l-a criticat pe ministrul de externe Bogdan Aurescu, arătând că l-ar înlocui imediat din funcție pentru incompetență și servilism, iar ministrul de externe i-a răspuns că aceste critici sunt de genul Sputnik, lăsând să se înțeleagă că liderul liberal este putinist. O astfel de discuție în spațiu public, astfel de mesaje transmise în spațiu public, cu certitudine nu fac bine nici actorilor și nici Partidului Național Liberal. Aceste chestiuni trebuie discutate în structurile statutare ale Partidului Național Liberal și vă asigur că acest lucru se va întâmpla. Nu ați văzut niciodată în ieșirile publice ale președintelui Nicolae Ciucă, ale prim-vicepreședintelui Gheorghe Flutur, ale secretarului general, nu ați văzut să criticăm anumite chestiuni care poate la un moment dat nu ne plac la demnitarii susținuți de Partidul Național Liberal în diferite funcții publice. Cu siguranță vă garantez că astfel de discuții au avut loc în biroul executiv și în biroul politic național. De aceea, în ședința Biroului Politic Național, care va avea loc în maxim 2 săptămâni, vom avea aceste discuții clarificatoare la solicitarea multor președinți de filială care ne-au contactat și ne-au întrebat de unde această discuție în spațiu public, când ea putea să aibă loc foarte bine într-un spațiu și într-un cadru statutar. Deci, este vorba despre o problemă internă a Partidului Național Liberal, care nu poate rezolva în spațiu public, o poate rezolva doar în structurile sale statutare.